Tare, oameni buni, haideți că am zis că nu mă mai duc la Lidl, că iar iau multe lucruri. Și am fost astăzi și haideți să vă arăt ce mi-am luat. Mi-am luat și o pereche de pantaloni din ăștia de lucru. Că tot timpul folosesc niște pantaloni pe care îi murdăresc și nu mai vreau să mai fac chestia asta. Ăștia sunt scurți, dar o să-mi iau și unii lungi. Au buzunare. Am buzunarul ăsta cu arici mic, mai am încă unul aici fără arici, mai am încă unul mare cu arici dublu, am din astea gen cum aveam la blugi, mai am încă unul mic la blugi, mai am unul pe laterală pe aici, urmat de încă unul mic pe la spate, două, unul care se închide cu arici, nu zrăi. Pe aici poți să-ți agăsi ceva, poți să spui și curea la ei, dacă vrei, au găși de curea. Aici poți să-ți bagi un ciocan eventual, dacă ține. Și cam ăștia-s pantalonii. Și am luat mai multe lucruri și de măsurat, că nu prea mai aveam. Asta e un tester pentru o prize. O să-i facem și un test. Vedem ce e cu el. Și ăsta este un tester, piuie atunci când găsește faza, din câte știu eu. Și am zis să-l iau și eu, să vedem ce-i cu el. Am luat o trusă din asta de prim ajutor din aceasta. Am mai avut una și a ajuns prin casă și e goală, nu mai e nimic de ea. Au tăvărât pe ea. Bine, am și folosit odată, chiar a fost foarte bună. Am folosit-o odată la un eveniment pe care nu l-am pățit eu din fericire, dar din păcate l-a pățit fetița mea și a fost destul de nasol, dar a fost foarte bună. Vedeți și voi ce conține, are 38 de piese în set. Îmi place că e foarte compactă. Cam așa arată. E foarte compactă. Are destul de multe, are și o carte, văd, are o farfecă, niște pace de siguranță, un scotch, din acela special, are aici mai multe tipuri de plasturi, multe dimensiuni, difon, mănuși, chifon, cam asta e. Am luat și eu un multimetru. Un clamp metru, de fapt. N-am folosit niciodată, să fiu sincer. Am folosit multimetru de foarte multe ori. Când lucream în aparatură medicală. Dar nu aveam nevoie de clamp metru pe vremea aia. Și foloseam fluche. Am tot zis să-mi iau și eu un multimetru, să mai măsor și eu o tensiune, o care și baterii incluse. Unii s-au plâns de ele că ar fi slabe. Haideți să vedem că nu știu ce au zis, că nu se potrivesc, că nu intră papucei, cred. Ia să vedem. Negru la negru, roșu la roșu. Văd că am intrat cât de cât bine, fără probleme. Haideți să vedem. Haideți să vedem și folia asta jos. Așa. Și am slăbuțe firele. Calitate cam slabă. Nu pare așa rău cleștele ăsta. Deci avem un voltaj pe acest acumulator de la Parkside de 17 volți. E descărcat acumulatorul vechi de 4 amperi. Ăsta am 20 de volți.
20,61. Da? Și haide să mai iau încă unul. Și ăsta e descărcat. Și haide să luăm și ăsta ia un minus plus 17,65. Cam asta este. Nu pare foarte prost. Ce să zic? O fere intră ok. Haideți să vedem și acest tester și acest non-contact voltage tester. Acesta este un tester fără contact. Haideți că chiar sunt curios și eu. De foarte mulți ani să-mi iau așa ceva, dar n-am reușit să-mi iau. Nici nu folosesc foarte des așa ceva. Ai bun, pe lângă casă, mai se întâmplă să mai avem figuri și probleme și atunci e bine de avut prin casă. Dacă vreți unul profi, puteți să vă căutați într-un magazin special de așa ceva. Asta cred că e destul de slăbuț. E pentru hobby, pentru acasă, cred că e ok. Vedeți că vă arată aici cum se pun acumulatorii, cum se pun bateriile, de fapt. Are și lanternă. Nu e cea mai puternică, dar ia să vedem. Cred că are o acuratețe bună. Văd că pe partea... Ia să vedem. Văd că pe partea asta nu indică și pe partea asta indică. Nu-i rău. Vede cu adevărat. Da. Bun. O stați mulțumit de el, n-am ce să zic. Haideți să trecem mai departe. Chiar sunt curios de ăsta. Dacă e ok și ăsta, mă declar mulțumit de produsele astea. Pentru electrică. Am avut o problemă cu o priză și am găsit-o cu noroc, să zic așa. Și cred că un din ăsta m-ar fi ajutat la momentul acela. Sper să nu mai am probleme cu ele, sper să nu mai am nevoie de așa ceva. Dar am zis că dacă tot e în ofertă, dacă tot era acum, decât să-mi pară rău după aceea, îți vedeți, are un buton cu RCD test. Să-l bag într-o priză. Să vedem ce-i cu priza respectivă. Da, trebuie băgate într-un fel anume în priză, vedeți? Așa e ok. Și dacă îl bag invers, îmi dă eroare. Deci se pare că n-am nicio problemă la prize. Se pare că e ok și priza asta. Și asta e ok. Deci până la urmă instalația făcută de mine nu e chiar așa de proastă. Se pare că am respectat toți pașii. E un ștecher cu telecomandă acesta. Deci merge și cu ăsta și e tot în parametri. Deci se pare că am făcut o treabă bună. Să știți, nu-mi pare rău. Unul din ăsta
îți poate ușura o zi de muncă atunci când ai o problemă în electrică, la fel ca și unul din ăsta îți poate ușura treaba atunci când ai o chestie de detectat. Și clemetrul ăsta e necesar, trebuie să învăț și eu să lucrez cu el, sincer. Funcțiile normale le știu, dar cu clemetrul n-am lucrat niciodată. Am luat aceste cutii de la ei. Aceste cutii au o chestie foarte inteligentă și se leagă una de alta. Eu mai am de la ei niște cutii mai mari, astea sunt mai mici. Îmi plac și cele mari, doar că odată umplute cu șuruburi devin foarte grele și dacă le umpli pe toate trei cu șuruburi sau toate patru pe care le am eu cu șuruburi, devin foarte grele. Și am zis să-mi iau și din astea mai mici. Ce am observat încă din magazin, că astea se dădeau mai greu, o parte o prindere aici. Și astea se scot. Și un lucru bun la asta, pot să spun, este că se scot toate astea de aici și pot să bag și lucruri lungi. Ia uitați, un cutter, pot să bag până și acest, oh, super, pot să bag până și acest clamp metru. Tester de prize la fix, se pot schimba asta cum vreți voi. Mi se pare că la celelalte mari nu ai atât de multe posibilități. Astea sunt astea mici noi și astea sunt alea mari vechi pe care le aveam eu. Haideți să vă arăt că la astea mari nu poți să-ți faci atât de mult loc, vedeți? Astea nu se scot, se scot doar de aici unele pe care eu deja le-am scos și nu ai unde să faci loc așa mare. Ce e frumos la ele că se prind una de alta și de desubt o să ai încă una altceva, asta am făcut-o pentru șuruburi. Ia uitați. Ce nu-mi place la ele că se transferă șuruburile dintr-o parte în alta, să știți. Uitați, ăsta nu-i de aici. Dar la banii dați, eu zic că sunt ok. Și aici am un mix de șuruburi vărsate, am zis că dacă cumva am nevoie și nu găsesc, poate găsesc printre ele. Se desfac, se prind una de alta. Ca la filmul ăla. Și după care eu las cu voi. Am luat și eu magneții aceștia. Nu prea folosesc eu momentan sudură, dar am zis că poate mă ajută măcar niște filmulețe, măcar să pun pe poziție anumite lucruri. Zisese cineva că s-ar putea să nu fie unghiurile corecte și nu-l contrazic, că e posibil, da. Mi-a zis că se chinuie cu ele. Și asta e mobil. Se poate pune mai multe feluri. Par destul de grei, deci cred că au magnet destul de mult în ele, dar nu știu dacă magnetul e neapărat cel care lipsește sau... Am văzut la unii că se plângeau că nu sunt bune, dar nu astea de la Parsec, de altele. Da. Cam asta este, mai am încă ceva, am luat încă ceva și o să le folosesc. Mi-am luat și chestia asta, tot cu magnet,
E pentru recuperat șuruburi, pentru recuperat piulițe, telescopică. Magnetul e destul de puternic. Cred că mai am una prin atelier. Aveam una dintr-un set, parcă. Nu știu de ce am luat, am crezut că nu am. După aceea m-am adus aminte, aveam una care nu era magnetul complet, era loc să poți să spui lumină, avea și lumine. Nu e cea mai bună calitativ, dar cred că se face treaba, că magnetul e bun, să nu se rupă de aici. Pare că am slăbuță. Mai am unele de la ei, dar nu din astea care se prind pe tavan. Vedeți voi pe astea de aici, le-am luat special să pot pune schiurile. Aș vrea să le prind de tavan într-o căsuță laterală aici. Și astea iar m-au ajutat foarte mult, că tot așa se prinde tavan. Și aș vrea să folosesc spațiul de acolo de pe tavan, că e păcat. Mi-am luat și o scară micuță să pot să ajung sus acolo. Și aș vrea să depozitez diverse. Chiar ca în poză, dacă vă uitați voi aici. Eu pe asta aș vrea să pun schiurile. Chestia la mine că tavanul nu e drept. Și chiar lemne aș vrea să depozitez. Fiindcă am o grămadă de lemne strânse pentru teste, pentru proiecte. Nu știu cât a fost asta, undeva la 65 de lei. Toate astea și sunt două așa. Haideți să le desfacem. Mă întrebase cineva dacă poate să pună bicicleta pe ele. Sincer, nu știu ce să zic. Dacă chiar țin și bicicleta. Fierul pare destul de slăbus, dar cred că ține și o bicicletă, să știți. 10 pe o parte, 10 pe o parte. 20 pe o parte, 20 pe o parte cu totul. Asta se referă. Deci maxim 10 kg pe 1, maxim 10 kg pe partea asta. Dacă bicicleta are 20 de kg, atunci asta care ține 10 și cu ăla din spate ține 10, ar trebui să obțin. Nu știu câte kilograme are o bicicletă, dar e posibil să vă faceți treaba și cu ea. O să încerc să-mi pun schiurile pe astea și pe restul o să le pun pe lângă căsuță. Pe asta probabil o să pun lemne și restul o să le pun pe lângă căsuță. Pe aici că mai am de agățat una alta, o greblă de exterior sau mai știu eu ce, sau chiar aici în căsuță dacă o să am nevoie. Cam asta a fost filmulețul de astăzi, cam lung, dar n-am avut ce să fac, n-am avut ce să tai din el. Într-adevăr, a fost lung, o să fie un film lung. Da, ce puteam să tai? Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și o seară bună vă doresc!